Dănuț, care-i treaba cu peștele? Bună dimineața, Lili, bună dimineața, Eugen. Începem o săptămână minunată alături de un om minunat și gătim astăzi, suntem în bucătărie, ne-a fost dor de bucătărie. Așa că alături de mine este domnul Andrei Prodan, antreprenor care deține o crescătorie de pește și nu una oarecare. Pește, somon, african. Crescătoria, de fapt, se află la Mălăieștii Noi, Criuleni. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Noi ne bucurăm pentru prezența dumneavoastră astăzi și ne bucurăm pentru acest minunat pește, un somon african care e cu... somon, am zis, tot pe acolo. Un somn african care... e ceva nou pentru noi, dar totodată o să ne obișnim cu el și sperăm să-l avem cât mai mult pe mesele noastre, fiindcă am înțeles că este un pește foarte bun. Da, este un pește foarte bun, este un pește, o carne de calitate. Așa. Este crescut corect, să spunem, ceea ce conține, este o carne dietică, nu conține holesterol. Caloriile sunt foarte mici, 115. Deci e foarte bun și pentru o dietă. E foarte, pentru o dietă e perfect. E minunat. Trecem la dietă de pește. Da. Ce mi-a plăcut dumneavoastră, povesteați despre specificul lui, fiindcă sunt printre puținele specii de pește care își iau oxigenul din aer, din sus, nu din apă. Da, este unica specie de pești care se alimentează cu oxigen din aer, nu din apă. Mai are și mai minusuri, că trăiește numai în apă caldă, trebuie să o pregătim. La temperatura de 24-26 trebuie să menții permanent asta. Dar și încă minusul care îl are, e canibal, să mănâncă și între ei. Opa! Domnul Adrian, eu zic că noi trebuie să facem și, o să și gătim în această dimineață, le zicem repede telespectatorilor, care se duc la cuptor. Aici avem băieții ăștia trei pentru cuptor. Așa. Aici avem pregătit pentru tigaie. Uite aici, dacă vedeți. A? Acolo este, este steak-ul. Da, dacă asta este steak-ul. Așa. La tigaie o să se ducă. La tigaie. Tot în modul ăsta îl pregătim și pentru grătar. Și pentru grătar. Tot așa. Bine, și ăștia se duc la cuptor. Da. O să ajungă pentru toată echipa. Da, este o marinată foarte simplă, dacă acum putem să spunem despre asta. Repede, pe repede. Sare, piper negru, boia de ardei dulce și un pic de ulei, care se folosesc aceste ingrediente și la tigaie, și la cuptor, chiar și la... Asta pește tot cu marinata asta pregătită. Abia așteptăm să-l gustăm. Da, n-am fugit, n-am fugit de somn. Nu ne-am mușcat încă. E în tigaie. După cum ziceam, astăzi gătim somn african la tigaie. Îl prăjim tradițional și la cuptor. Alături de mine este domnul Andrei Prodan, antreprenorul, cel care știe cel mai bine cum se pregătește, de ce ar trebui să consumăm un somn african și cât de bun este acest pește. De fapt, dumneavoastră ați spus că el trăiește doar în apă caldă, da? Caldă. Ce temperatură ar trebui să... Fiindcă nu e un iaz din asta... Păi sunt bazine speciale? Sunt bazine speciale, care încălzim apa. Așa. Ei o menținem la o temperatură de 24-26, după cum am văzut. 26 de grade? Da, 24-26. Și iarna și vara. Adică... Fără. Constant. La așa temperatură el se simte bine, mănâncă și la asta temperatură creșterea merge. Surprins, plăcut că nu are miros de pește. Păi nu are miros de pește, fiindcă... Mirosul ăla strident care... Bazini artificiale. Așa. Care avem bazinele care se filtrează apa pentru o sistem specială și... Adică nu merge apa atât de mult, o schimbăm. Lasă, dar apa merge filtrată. Și mâncarea este o mâncare naturală care nu poate să-i dai mirosuri, altceva mai... Noi vorbeam cu dumneavoastră că un, hai să zic, un indice de calitate este atunci când producătorul, adică cum sunteți dumneavoastră, își consumă propria producție. Da, noi deci consumați, în familie îl mâncați, se mănâncă foarte des, adică practic în fiecare weekend, chiar și în timpul săptămânii, noi facem grătar la pește sau la tigaie. Când timpul e rău pentru terasă, înseamnă că facem la cuptor. Așa. Cum am făcut și noi, de fapt. Vine, da. Nu avem niciodată oaspeți care să nu ne spui din timp, vreau pește. Sau copiii când vin acasă, un grătar la pește și la cuptor numai decât îl facem. Știu că aveți și nepoțele, da, și nepoțelor? Da, și nepoței, chiar dacă când au văzut prima dată peștele, au spus că el pește nu mănâncă, dar acum mănâncă pește și nepoții ca și nepoțelul. Vroiam să arăt telespectatorilor și cuptorul, da? Acolo e peștele la cuptor, se vede? Se vede foarte bine. A? Da, gata, trebuie să închidem, să păstrăm acea temperatură. Dar întrebarea este, cu ce îl hrăniți de atât de bun și de ce și are atâtea proprietăți? Ce mănâncă el? Este o mâncare, o granulă specială care, da, eu o importez. E o granulă pe bază naturală, fiindcă, după cum am spus, este apa în bazine merge pe bază de filtrare. Și se duce la filtre, după aia se întoarce înapoi în bazine. Da. Și de-aia avem și o calitate la carne. Mâncarea e perfectă. Putem să-l întoarcem? Da. Da? Sau putem încă să-l mai lăsăm un pic. Da, da, da. Mâncarea este perfectă. Se vede și după el că e o carne din asta vie, cum să zic, care dă senzația de prospețime, da? Da, da. Mi-a arătat Eugen că nu se mișcă, nu dă din coadă. De multe ori, după ce îl curățăm, fiindcă pregătim pentru livrări, la magazine, la restaurante, nu le dăm nume. Da, da, da. Și de multe ori, după curățare, el încă se zbate o oră jumate. E un pește sănătos și puternic. Și puternic, da. Până la ce mărimi crește? Sau kilograme? Până la ce kilograme? Crescătorie, da, am avut și de 2,5 kg și de 2 kg. Așa am deosebit de la 1 kg, fiindcă restaurantele au cerințele până la 1 kg, de la 700 de grame până la 1 kg. Magazinele... Dacă îi dai voie să faci ca mine. Da, dacă îi dau voie să faci ca tine. Dar la noi, după timpul care este, când se răcește afară, e cam costisitor prea mult ca să-l menții. Dacă facem o diferență, o comparație dintre somnul european pe care îl cunoaștem, care se află și în Nistru, și somnul african, e totuși diferența și a cărnii și... Păi e tot diferența, fiindcă... Știți, acela e crescut în alte condiții. Mănâncă cu multe altele, poate ceea ce vrea. Asta e crescut în niște condiții speciale, care să-i formăm ca să-i facem o calitate care noi o vrem. Da, o calitate bună. Minunat. Cum îi mulțiți? Cum se face procesul ăsta? Ce se întâmplă? Cum îi aduceți de mici sau prin incubatoare, micre? Somul este o specie de pești, are canibalism și adică înmulțirea lui se mănâncă chiar, nu că se pot, chiar se mănâncă între ei. Așa e specia, așa e peștele. Dar înmulțirea lor numai prin incubare, incubare artificială și asta formează puietul. După aia care iarăși se dau în bazine și se cresc mai departe. Făcând o incubare trebuie să tragem o atenție la selectare, la mărimile lor. Fiindcă dacă noi le facem o selectare înseamnă că iarăși avem un minus, nu uităm de canibalism. Așa. Da. Tot ziceam și discutând cu dumneavoastră în pauzele de publicitate, dumneavoastră veniți din domeniul alimentației publice și cumva știți foarte bine cum lucrează acest domeniu și sunteți foarte atenți, de fapt, la toate detaliile și acolo unde se crește peștele, acolo, de fapt, unde se împachetează pentru a fi transportat și așa mai departe. Se ține cont de acest lucru. Se ține cont și chiar e un ajutor foarte mare, fiindcă punem accentul, în primul rând, ca să fim atenți la termenii de păstrare, la termenii de transportare, la transportare și multe cunoaștem. Da, am un mare noroc că soția e mai de mult timp în alimentația publică. Așa. Și, știți, mare ajutor îl am de la ea. Fiindcă este... Cum e vorba aia? Spunem, fiecare bărbat puternic are o femeie puternică în spatele lui. Și foarte mult mă susține, adică este un business de familie și... Ele, de fapt, sunt și cele mai sănătoase. Atunci când este un business de familie, se ține cont de multe detalii care uneori le scapă în altă parte. Dar, acum să vorbim și despre rețete. Haideți, cum îl pregătiți dumneavoastră acasă? Uite, sau soția poate are unele rețete, că acum lumea aude. Doamna fricanda, cum se găsește, cum se mănâncă, cu furculița, cu mâna, cum o măliguță ar merge, cu un moșdei, așa mai departe. Acasă le-aș da un sfat la toți, fiindcă bărbații se ocupă cu peștele, nu soțiile. Dar e foarte simplu. Dați că eu termin asta. Să ne întoarcem pe tot. Uite că s-a și pregătit. Ia că uitați-vă, peștele deja este curățat. Așa. Dintre asta, din pește, adică folosim... Uitați-te la acolo. Deci e un mic rechin. Da, și din peștele asta folosim absolut tot. Așa. Capul și eu tai și din codiță, unii folosesc la o supă de pește. A, deci capul și cozile ar merge la o supă de pește. Nu, se primește o supă extraordinară. Când la cuptor, adică folosim și capul. Dar așa, la tigaie sau la grătar, capul îl punem la zamă. După aia facem steak-uri, cum le-am făcut astea, și îi facem o marinată foarte simplă și naturală. Păi folosim sare, piper negru, boia de ardei dulce și un pic de ulei. Un pic de ulei. E de ajuns pentru ca să-l punem la tigaie sau la grătar vreo 30 de minute. După asta putem să-l punem, fiindcă e foarte repede și sarea, piperul și gusturile, condimentele. Și după aia la tigaie nu trebuie mult timp. Și după asta la tigaie îl urmărim ca și pe orice produs ca să-l pregătim. Da, minunat, minunat. Noi să ziceați că cine are timp să-l pelieze, soțiile special, mai faceți și pârjăluțe din pește? Da, facem și pârjăluțe din pește, fiindcă sunt foarte ușoare și sănătoase. Așa. Și pentru... E foarte bună carnea de pește pentru copii. Că am avut foarte multe cazuri când copiii au gustat tot nu mâncau pește, dar pe urmă a luat pe taică și așa a venit la mine și a spus că vrea pește copilul meu. Vrea pește cu 8 mustăți. Da, vrea pește cu 8 mustăți. Este un pește care în primul rând nu conține oasă, are osul principal și aripi, ușoare. Restul carnea e curată, fără oase. Și... Vă spun chiar și pentru copiii perfectă. Și copiii mici, multe cazuri și mulți cunoscuți. Dar eu vă spun că în ospiței avem mulți fini și multe finuți micuți care... Dați o petrecere așa cu pește, dar pește la grătar. Fiindcă nu poate să vină acasă și peștele alături ca să mâncăm altceva. Cu coșa e pe urmă, știți? Dacă mergem mai departe, se poate săra și ar merge și la o bere? Sau afumat? Avem și afumat, avem companie care îi procură pește. Și în rețeaua de magazine se vinde peștele afumat, chiar rețeaua de magazine împrășteată toată Moldova. Oh, uite că putem să-l găsim. Pește afumat este steak, bucățile de steak congelate, se vând la kilogram, la pachet, tot în rețeaua de magazine, dar capurile, mi se pare că aparte, îl vând pentru supă, supă de pește. E pentru supă, da. Sau copt? Mai iau încă puțin. Eu de fiecare dată îl mai las, fiindcă este carnea nu se usucă. Așa. E tot rămâne moale și suculentă, da. Minunat. Mi-a plăcut și observația pe care am făcut-o despre mustățile lui. Ăsta e european, e cu 4. Da, e cu 4. Ăsta e cu 8. Minunat, da. Cel, facem o paranteză, fiindcă cel european trăiește în apă rece și nu uităm de una că... El trăiește și în nămol. El trăiește în nămol, fiindcă el se alimentează cu oxigen din aer deja. Numai somnul african e unica specie de pești care se alimentează cu oxigen din aer. Din aer, dar celălalt cu oxigenul din apă. Cu celălalt de restul peștelor, ca și somul european, celălalt... Deci el face niște salturi din astea, respiră și iar. Nu face salturi, foarte lin, se ridică și aer și iarăși mată la fund. Sunt balenele alea care... Foarte frumos, foarte frumos. Și totuși vine din Africa. Acolo e căldură. Totuși vine din Africa. Totuși vine din Africa. O să scoatem să-l vadă și televiziunea. Este gata deja. Hai să vedem. Încet, încet. Și asta din cuptor trebuie să-l mai lăsăm un pic. Da, ne uităm acum și la... De fapt și asta de la cuptor este gata. La tăiturile care le-am făcut. Nu, doar dumneavoastră trebuie să veniți să vedeți dacă... Să dați, să bifați. E gata sau nu e gata? Pătrunjelul o punem peste el, da? Pătrunjelul așa, măcar ceva, să avem ceva mai de frumusețe, verde. Uite ce bine arată. Minunat. Și mai avem o tură. Avem pentru toată lumea. Și punem așa un pic. Punem și ne uităm și la... Da, vă rog. Practic este gata. Practic e gata. Noi am ajuns la final. Domnul Andrei, ne bucurăm foarte mult pentru rețetele astea. Vreau să arătați și tava care s-a scos de la cuptor. Arată minunat. Deci că suntem în filmele astea de regi care aduceau tave cu pești și cu porcușori de lapte. Da, în această dimineață, doamnelor și domnilor, avem somn african, o delicatesă, un pește de calitate, crescut corespunzător, și asta ne bucură că avem oameni minunați, cum este domnul Andrei Prodan, antreprenorul care se ocupă și care i-a venit această idee să creeze o crescătărie de somn african. Vă mulțumim pentru prezență și pentru rețetă. Putem să-l mâncăm și cu mâna. Și cu mâna. Că cu mâna e mai gustos. Vă mai așteptăm și cu alte rețete și vă zic un secret. Lui Eugen îi plac foarte mult pârjoalele. Și cu siguranță îi plac și pârjoarele din pește. Da? Și Lili ne-a promis că ne face o mămăliguță. Gata. Ce să mai? Am dat tot din casă. Alături de mine, domnul Andrei Prodan, care ne bucură cu prezența lui. Așa e. Eu nu știu de ce... Da, se fac pârjoale din somn? Se fac din pește și cele mai bune. Nu vă cred! Până văd, nu cred. Mulțumim, domnul Andrei, bravo, Dănuț, gustăm imediat din pește.